Vă rog să ocupați locurile. Frați și surori, mă uit și la ceas, mă uit și peste dumneavoastră. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, în Psalmul, cred că 23, că paharul meu este plin. Este plin. Acum eu vreau să vă întreb, sunt pline paharele dumneavoastră? Mai încape încă ceva în paharele dumneavoastră? Adică în inimile dumneavoastră. Dacă mai încape, aș vrea să vorbesc câteva cuvinte, câteva lucruri, ajutați și de dumneavoastră și vă rog, ajutați-mă în privința aceasta și cer călăuzirea Domnului prin Duhul Sfânt în continuare, cât vom mai sta aici, timpul acesta să fie un timp prielnic și un timp care să ne vorbească Domnul și mie și dumneavoastră. Și nu mă îndoiesc că Domnul o face. Ne-a vorbit prin cântare, ne-a vorbit prin poezie, ne vorbește Domnul adesea cât într-un fel, cât într-altul. Depinde dacă noi vom sta la dispoziția lui Dumnezeu. M-am bucurat în după masa aceasta. N-am vorbit nici cu fratele Binu, nici nu știa fratele Binu că o să fie la rugăciune. Și când au cântat Rebecca și cu Benny, cântarea aceasta și alte cântări care le-au cântat, m-am bucurat. Și de ce m-am bucurat? Căci ei au amintit și fratele Bine amintea să ne aducem aminte de Domnul, să ne aducem aminte. Deși au trecut câteva zile, suntem în data de 6 zile au trecut din anul 2013, dar eu vreau, în după masa aceasta, să mai trecem o dată în anul 2012, și să ne întrebăm, a fost Domnul de partea noastră în anul 2012? A fost Domnul. Ne-a binecuvântat cu brațul lui puternic, slăvit să fie numele Domnului. Și așa cum spune Samuel, până aici Domnul ne-a ajutat, binecuvântat să fie numele Domnului. Dar tot atât de adevărat, frați și surori, tot atât de adevărat, în anul 2012, sau dacă nu în 2012, probabil în 2013, vom avea parte și de încercări, și de greutăți, și de furtuni. Adică furtuni, boli, încercări, necazuri. Adesea, lucruri pe care nu ne așteptăm. Nu ne așteptăm. Și poate vă întrebați, și poate mă întreb și eu, și ne întrebăm noi, de ce îngăduie Dumnezeu furtuni în viața noastră? Adesea. De ce îngăduie Dumnezeu furtuni în viața noastră? A fost întrebat un frate odată, de altă persoană, cum o mai duci? Cum o mai duci? Așa cum ne mai întreabă câte unul, cum o mai duci? Știți ce a zis acel frate? A spus, din bucurie în bucurie. Dar cei între bucuriile acestea, numai Domnul știe și eu adesea. Deci din bucurie în bucurie, dar între bucurie este o distanță. Între acele bucurii, poate veni și altceva. Poate ne întrebăm și, așa cum am spus, chiar dacă mă repet, vă întrebați și dumneavoastră, de ce vin furtuni în viața noastră? De ce? De ce vin încercări în viața noastră? De ce vin boli în viața noastră? De ce vin atâtea probleme care nu le așteptăm? Aș vrea să vă spun unele adevăruri după masa aceasta. Nu că nu le știe dumneavoastră, le știe dumneavoastră. Sunt furtuni, și să mă ascultați bine, sunt furtuni pe care le îngăduie Dumnezeu. Deci sunt furtuni pe care le îngăduie Dumnezeu. Și am să vă spun și scopul pentru care le îngăduie Dumnezeu. Apoi, sunt furtuni pe care le provoacă diavolul, adică satan. Și apoi, al treilea fel de furtuni sunt furtuni pe care ne le provocăm noi. Deci m-auziți bine, da? Și aud și eu, că eu vorbesc. Furtuni pe care ne le provocăm noi. Știți când ne le provocăm? Când luăm unele decizii greșite, fără să-L implicăm pe Dumnezeu. Și am să vă explic, dacă dumneavoastră o să fiți atenți și ascultați ceea ce Dumnezeu mi-a pus pe inimă, în după masă aceasta să vă vorbesc dumneavoastră și mie, despre aceste furtuni. Și apoi să vedem și să nu rămânem numai la furtuni. Că am citit în după masa aceasta că pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile,
Spunea Domnul, dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine, de tine și de mine. Slăvit să fie numele Domnului. Furtuni pe care le îngăduie Dumnezeu. Oare de ce îngăduie Dumnezeu furtuni? M-am întrebat adesea și eu și poate te întreb și dumneavoastră. Și v-am spus de dimineață, în data de 2, furtuna a venit peste casa noastră. În data de 2. Sigur, ea a fost mai de mult, dar în 2 parcă a venit mai puternică. Și a început să ne izbească valurile furtunii și într-o parte și într-alta. Dar ne-am uitat sus înspre Domnul, înspre cer. Și am zis, Doamne, fie-ți milă și dă-ne biruință și dă-ne izbăvire. De ce îngăduie Dumnezeu furtunii în viața noastră? Unul din motive și unele din scopurile lui Dumnezeu, le îngăduie Dumnezeu furtunile în viața noastră. Știți de ce, frate și surori? Ca să își arate slava Lui. Să-și arate Dumnezeu slava în mijlocul furtunii. Dacă citim în cuvântul lui Dumnezeu și haideți să citim. În Ioan, în capitolul 9, mergem repede așa, că mă uit așa cum am spus și la ceas. În capitolul 9, în Evanghelia după Ioan, acolo ni se spune despre o problemă. Domnul Iisus trecea. Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii Domnului au întrebat, Învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta? De s-a născut așa? Sau părinții lui? Cine a păcătuit? Că totdeauna noi găsim cauze, oare pentru ce s-a întâmplat așa? Oare pentru ce vine furtuna aceasta? Și am spus, unul din lucruri și scopuri este să-și arate Dumnezeu slava în furtună. În acest episod, în această carte, în Scriptură, în Evanghelia aceasta lui Ioan, capitolul 9, scrie aici despre un orb. Că s-a născut așa, de ce s-a născut așa? Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, ci s-a născut așa, ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Versetul 5, că sunt în lume, sunt lumina lumii, slăvit să fie numele Domnului. Să-și arate Dumnezeu slava. Și-a arătat Dumnezeu slava aici? Și-a arătat slava că i-a desfăcut ochii, i-a dat lumină, i-a dat vedere. Că Dumnezeu este lumina lumii. Slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. De ce îngăduie Dumnezeu furtuni? Ca să-și arate slava. Dăm doar câteva pagini mai în față și uitați ce spune aici în capitolul 11 despre un oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, spune că el era bolnav. Era Lazar bolnav. Știți ce spun sugerile lui? A trimis după Iisus și, Doamne, iată că acela, versetul 3, pe care îl iubești, este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis, boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit în ea. Lăudați să fie numele Domnului. A fost această boală pentru a se proslăvi numele Domnului? Sigur că a fost, frați și surori. Sigur că a fost. Că știți dumneavoastră, el a murit, Lazar a murit, când s-a dus el acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu că Marta a zis lui Iisus, Doamne, dacă ai fi fost aici, versetul 21, n-ar fi murit fratele meu. Dar știu că și acum, știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Iisus i-a zis, fratele tău va învia. Sigur, va învia când? La învierea de-a voi. Eu sunt învierea și viața, spunea Domnul Iisus. Știți ce spunea oamenii care erau acolo în jurul acelor femei? În situația aceasta, uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Maria, când a ajuns unde era Iisus și când l-a văzut, s-a aruncat la picioarele lui și a zis, Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Și a zis, unde l-a spus? Domnii au răspuns ei, vino și vei. Iisus plângea. Iudeii au zis, iată cât de mult îl iubea. Îl iubea Iisus.
pe Lazar și ne iubește și pe noi, slăvit să fie numele Domnului. A fost această furtună din viața acestei familii pentru a se glorifica Domnul? Sigur că a fost, frați și surori. Zicem, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Apoi, dacă ne gândim la cei trei tineri din Babilon, a fost aruncați acolo în cuptorul cu foc și sigur, știți dumneavoastră toată această istorie, dar vreau să vă spun, uitați ce spune un om păgân, omul cel la care, împăratul care i-a aruncat acolo în cuptor. Uitați ce spune versetul 29 din capitolul 3 din Daniel. Iată acum porunca pe care o dau orice om din orice popor, din neam sau limba, ar fi care va vorbi de rău, pe Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi făcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el. A fost proslăvit numele lui Dumnezeu acolo, în mijlocul flăcărilor? A fost, pentru că un împărat păgân a spus, nimeni care va grăi de rău, va fi tăiat în bucăți. Spune că nimeni nu este așa ca Dumnezeul lui Meșac, Șadrac și Abednego. Dacă dăm câteva pagini, vedeți în capitolul 6, aici vorbește despre cuvântul lui Dumnezeu, despre Daniel, a fost în groapa cu lei. Și uitați ce spune împăratul Dariu. După aceea împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate poporile și a spus așa, poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeu cel viu și El dăruiește veșnic. Împărăția Lui nu se va clătina niciodată și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește, El mântuiește, El face semne și minuni în cerul și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghierele leilor, slăvit să fie numele Domnului. S-a proslăvit Dumnezeu prin această furtună. S-a proslăvit. Așa se proslăvește și Dumnezeu când trecem noi prin furtuni. Vrea să-și arate El slava. Numai noi să avem ochii deschiși. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului în vecii vecilor. Furtuni care le îngăduie Dumnezeu cu scopul acesta. Ca să se proslăvească numele Său. Apoi, un alt furtun sau un alt motiv sau o altă cauză pentru care îngăduie Dumnezeu furtunii în viața noastră, este să ne maturizeze, făcându-ne să înțelegem că depindem în totul și în totul, totului, tot numai de El. Să ne maturizeze și să ne facă să înțelegem că depindem în totul, totului, tot de El. Știți ce spune Domnul Iisus în Ioan 15? Despărțiți de mine. Nu puteți face nimic. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Apoi, în cuvântul lui Dumnezeu, în Romani, capitolul 5, versetul 3 și 5, te rog, Dariu, să-l pui, ba mai mult, ne bucurăm chiar și în necazurile noastre. Nu de necazuri, frați și surori, nu ne bucurăm de necazuri. În necazuri ne bucurăm când vedem că ne putem sprijini și să ne putem ajuta unii pe alții. Când primești un mesaj, când ești în necaz și știi că frații, surorile, tinerii, vârstnici sunt alături de tine, sunt alături de familia ta, te bucuri. Uitați, ba mai mult ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, că știm că necazul ce aduce? Aduce răbdarea. Apoi, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Versetul 5. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost urmată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Frați și surori, Dumnezeu îngăduie furtuni în viața noastră cu scopul să se proslăvească numele Său. Apoi îngăduie în viața noastră furtuni pentru a ne maturiza și a ne face să înțelegem că depindem în totul numai de El. Binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 17, spune că în tristările noastre, ușoare, de o clipă, auziți ce spune Apostolul aici? Căci în tristările noastre, ușoare, de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Doamne, binecuvintează-ne să înțelegem lucrul acesta. Am putea să memorăm acest verset. Căci în tristările noastre, ușoare, de o clipă, nu sunt așa de grele, că nu îngăduie nimic Domnul peste puterile noastre. Că El știe cât putem duce. Știe cât putem duce. În tristele noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Doamne, fă-ne să înțelegem lucrul acesta și te proslăvim și-ți glorificăm numele Tău. Lăudat să fie numele Domnului în vecii vecilor.
Apoi, o altă cauză pentru care Dumnezeu îngăduie furtunii în viața noastră este să amendeze unele fapte ale neascultării noastre. Sau, haide să spun așa, mai pe înțeles. Ne pedepsește Dumnezeu. Ne pedepsește Dumnezeu. De ce ne pedepsește Dumnezeu? Îi place lui Dumnezeu să ne pedepsească așa? Citim în Cartea Domnului, în Evrei, dar mai înainte, nu de mult s-a citit din Iov, capitolul 10, este un verset acolo, nu mai știu care, versetul 3. Știți ce spune aici? Îți place să chinuiești? Cum îi place lui Dumnezeu să chinuiască chiar? Așa spune aici. Iov, îți place să chinuiești? Ne mai pedepsește Dumnezeu câteodată. Și uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Suferiți pedeapsa. Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu îl pedepsește tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă, de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Iar apoi, dacă părinții noștri, trupești, ne-au pedepsit și tot le-am dat cinste, cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Că cei, în adevăr, adică părinții noștri, ne pedepseau pentru puține zile, cum credeau ei? Că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru. De ce, frați și surori? Am putea să zicem toți în cor această ultimă parte, ca să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Doamne, să mulțumim pentru lucrul acesta. Ne pedepsește Domnul, așa am spus, să amendeze, să ne pedepsească unele fapte ale neascultării noastre. Dar ce bun e Dumnezeu! Că noi în fiecare zi am meritat pedeapsa. Eu și dumneavoastră. Sau hai să spun numai eu, dumneavoastră nu. Eu merit pedeapsa în fiecare zi. Și Dumnezeu nu mă pedepsește în fiecare zi. Dumnezeu mă binecuvintează în fiecare zi. Dumnezeu îmi poartă de grijă în fiecare zi. Dumnezeu este Cel care mă ia de mână în fiecare zi și mă duce. Zic, slăvit să fie numele Domnului în vecii vecilor. Să ne facă părtași Sfințeniei Lui. Să amendeze unele fapte ale neascultării noastre. Știți, frate și surori, un om îl trimite Domnul odată să meargă într-o cetate. Știți că este vorba de Iona? A amendat faptele lui Iona. Le-a amendat, l-a pedepsit pe Iona, face rol, de neascultare. L-a pedepsit. Haideți să citim din cuvântul lui Dumnezeu. Spune că Iona s-a sculat să fugă la Tars, departe de fața Domnului. S-a coborât la Iafu și a găsit acolo o corabie care mergea la Tars. S-a plătit prețul corabiei și s-a suit în corabie ca să meargă împreună cu călătorii la Tars, departe de fața Domnului. Apoi, zice că, dar Domnul a făcut să sufle pe mare un vânt năpraznic și a stârnit o mare furtună. Corabia amenința să se sfărâmă. Dar Iona, de ce ai pus pe Domnul să facă lucrul acesta? De ce ai fost neascultător? A plătit Iona pentru tot ceea ce pentru neascultarea lui. A plătit Iona, că așa am spus, unul din motivele Domnului, de ce îngăduie furtuni? Ca să amendeze unele fapte ale neascultării noastre, ale mele și ale dumneatale. Doamne, bine-ți cuvintează-ne ca să înțelegem lucrul acesta. Deci, repet încă o dată, Dumnezeu îngăduie furtuni în viața noastră cu scopul ca să-și arate El slava. Apoi, un alt motiv pentru care îngăduie Dumnezeu furtunii în viața noastră, să ne maturizeze din punct de vedere spiritual, să ne consolideze și să ne facă să înțelegem că depindem numai de El. Binecuvintează-ne, Doamne, și în privința aceasta. Apoi, ne mai amendează cu câte o furtună, că parcă am greșit. Că mergem cu viteză. Pe calea aceasta, credinței. Am folosit și termenii aceștia pentru cei care conduce. Și de aceea ne mai amendează Domnul. Că ne spune Domnul, du-te la stânga și eu mă duc la dreapta. Doamne, binecuvintează-ne în privința aceasta.
Apoi, sunt furtuni care sunt provocate de diavol, nu îngăduite de diavol, provocate de diavol. Nu de mult s-a vorbit și s-a citit din Iob și s-a vorbit așa de frumos despre Iob și despre furtuna care a venit în viața lui. Știți dumneavoastră că în istoria bisericii și biserica a întâlnit foarte multe furtuni în viața ei. Începând cu prigoanele care au fost în viața bisericii, începând cu Nero până la Dioclețian și continuând și cu comuniștii. Știți dumneavoastră care sunteți mai în vârstă ce au făcut comuniștii în țara noastră cu creștini. Așa a îngăduit Dumnezeu și aceste furtuni. Scopul diavolului atunci când provoacă furtuni este ca să dezamăgească, să aducă o îndepărtare a omului de Dumnezeu, să nu mai creadă în Dumnezeu, să la un moment dat să se răzvrătească înaintea lui Dumnezeu. De ce, Doamne? De ce, Doamne? Vin toate acestea furtuni în viața noastră. Gândiți-vă la Iov, știți ce spune Cuvântul lui Dumnezeu în Petru, capitolul 5, versetul 8 și 9, ne avertizează Cuvântul lui Dumnezeu pe mine și pe dumneavoastră. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Nu-i leu. Imită pe leu. Este ca un leu, diavolul. Răgnește ca un leu. Face pe leu. Ca să te înspăimânte. Fiți treci și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Versetul 9. Împotriviți-vă lui tare în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Domnul să ne binecuvinteze și să ne ajute. Să fim treci, frați și frori. Că furtunile vin și diavolul, asta e metoda lui și menirea lui, să ne înspăimânte, să ne aducă tulburare, să nu mai credem în Dumnezeu, că El mai poate ceva. Da, El poate totul. Slăvit să fie numele Lui în vecii vecilor. Știți ce spune Apostolul Pavel? Pot totul în Hristos care mă întărește. Pot totul în Hristos care mă întărește. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi, o altă furtună, am spus că este cea care o producem, sau furtuni care le producem noi prin luarea unor decizii incorrecte, dacă pot să spun așa, și atitudini greșite pe care le avem noi. Haideți să mă explic în privința aceasta și poate că ne explică, nu că poate, sigur, ne explică Cuvântul lui Dumnezeu cel mai bine. În Genesa, capitolul 13, de la versetul 1 la 13, acolo este vorba despre Avram și despre Lot. Știți dumneavoastră, când s-a evit o ceartă între slujitorii lui Avram și slujitorii lui Lot, o ceartă acolo, Avram, omul lui Dumnezeu, a spus, nu-i bine să fie ceartă între mine și tine, între slujitorii mei și slujitorii tăi, că suntem frați. Știi ce? Alege tu. Te las eu pe tine să alegi. Și a ales Lot. Văzând câmpia Iordanului toată frumoasă, ce a spus? Aici pentru mine este ca în Eden, ca în Rai. Aici turmele mele, lasă-l pe unchiul să meargă acolo sus la munte. Datorită alegerii care a făcut-o Lot, vreau să vă spun, și-a pierdut și soția, și-a pierdut și copiii. Datorită alegerii care o faci dumneata sau eu, s-ar putea să vină repercursiuni în viața mea sau în viața dumneata. Apoi un alt lucru care vreau ca să-l înțelegem. Putem să luăm unele decizii greșite și atitudini greșite. Nu de multe ori ați auzit dumneavoastră că oameni, probabil chiar și frați de-ai noștri, au intrat în datorii până în gât. Nu i-a pus nimeni să facă asta. Au intrat în tot felul de afaceri
ca să fie ei cineva. Și până la urmă a venit furtuna. Furtuna mare. Digerii mari, puternice, valuri, gata să înghită. Și pe unii i-au și înghițit. Dar pe unii s-au trezit. S-au trezit și au venit la realitate. Furtuni pe care le îngăduim noi, fără să consultăm pe Dumnezeu, sau luând unele atitudini greșite. Doamne, ferește-ne de lucrurile acestea. Binecuvintează-ne să înțelegem că și Tu ai spus că dacă avem ce mânca și cu ce ne îmbrăca, să ne fie de ajuns. Dar nouă nu ne-a de ajuns. Și de aceea din furtunile, de multe ori, n-ați văzut dumneavoastră, vă spun din cazuri concrete, frați și surori, nu vă vorbesc așa numai să mă găsesc în treabă să vorbesc. Știu familii care au intrat în datorii, că au vrut să fie și ei ca vecini. Au vrut să aibă mașină cum are vărul, cum are cumnatul, cum are nu știu cine din sat de la noi. Și au intrat în datorii și ei nu puteau să facă față datoriilor. Dar așa a trebuit, ca să intre în această furtună. Că a spus, ba soție, ba soțul, îmi trebuie și mie? Păi cum, ce au casă, eu nu am ca ei. Va trebuie și mie mașină. E numai de 2 ani mașina, dar îmi trebuie alta nouă. Atitudini, furtuni care le îngăduie Dumnezeu datorită unor decizii care le luăm noi fără să consultăm pe Dumnezeu și datorită unor greșeli pe care le facem noi. Pentru copiii lui Dumnezeu, frați și surori, ascultați-mă bine, pentru mine, ca și copil al lui Dumnezeu și pentru dumneatare, ca și copil al lui Dumnezeu, ieșirea din furtun, știți când poate să aibă loc? La acele furtuni care le îngăduie Dumnezeu, când El spune să se oprească furtuna, se oprește. La acele furtuni pe care le îngăduie Dumnezeu, atunci când Dumnezeu spune gata până aici, că și la Iov a fost o perioadă numai, că dacă citim și nu de mult s-a citit în 42, ultimul capitol, versetul 12, că în cei din urmă ani, ani Iov, a primit mai multe binecuvântări decât în primii ani. Nu-i mare Dumnezeul nostru, frați și surori? Slăvit să fie El în vecii vecilor. Deci din furtunile care le îngăduie Dumnezeu, putem ieși când El zice, gata, s-a terminat. Și din furtunile provocate de diavolul, tot Dumnezeu zice, gata. Dar din furtunile pe care ni le provocăm noi, când putem ieși din ele? Când putem să ieșim din furtunile pe care ni le provocăm noi? Când ziceți dumneavoastră că putem ieși? Știți când putem ieși din ele? Când venim cu pocăință înaintea Domnului și cu recunoștință să zicem, Doamne, am greșit, Doamne, mă smeresc înaintea Ta, Doamne, am luat decizii fără să Te consult pe Tine, fără să țin cont că Tu ești Cel care rânduiești toate lucrurile și mă proștesc înaintea Ta și vin înaintea Ta și îți cer iertare și îți cer ajutor să mă pot pocăi. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Vreau să închei, frați și surori, și să vă spun încă ceva, foarte scurt. Indiferent de furtunile în care se află un credincios, indiferent de furtunile în care se află un credincios, eu sau dumneatale, trebuie să ținem cont cel puțin de câteva lucruri. Trebuie să ținem loc cont de câteva lucruri. Apoi, vreau să vă spun acele lucruri. Că trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Că prezența lui Dumnezeu în mijlocul furtunii este văzută și simțită de fiecare. Trebuie să ținem cont de prezența lui Dumnezeu în mijlocul furtunii. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 43, versetul 2. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca.
Dacă vei merge prin foc, nu te va, dacă vei merge prin foc, focul nu te va arde și flacăra nu te va prinde, căci eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău. Slăvit să fie numele Domnului. Apoi, un alt lucru de care noi trebuie să ținem cont este de scopul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. Deci Dumnezeu are un scop cu privire la viața noastră. L-am citit și l-am spus din Evrei, din capitolul 12, versetul 10, a doua parte. Căci El ne vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Deci ținem cont de lucrul acesta atunci când suntem în furtuni, că El vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Noi, ca și credincioși, trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Apoi, un alt lucru de care trebuie să ținem cont este că El are un mesaj pentru noi. Un mesaj pentru noi. Acolo, în mijlocul furtunii. Ar trebui ca să vedem ce vrea Dumnezeu să ne spună. Vrea să ne facă mai bun. Vrea, așa cum i-a spus la Ilie, acolo în capitolul 19 din Împărați. Ce faci tu aici, Ilie? Ce faci tu? Ieși afară! Ieși afară din peșteră și stai pe stâncă, înaintea mea. Asta ne vrea Dumnezeu. Să ieșim afară și să stăm înaintea Lui Dumnezeu. La dispoziția Lui Dumnezeu. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Am spus aceste câteva lucruri, câteva adevăruri, frați și surori. Nu știu cât v-am mișcat pe dumneavoastră. Nu știu cât ați înțeles din ceea ce am încercat eu să vă spun, prin călăuzirea Domnului și a Duhului Sfânt, atâta cât Dumnezeu m-a călăuzit. Dar vreau să înțelegem căci furtunile sunt parte din viața noastră. Ele ne apropie mai mult de Dumnezeu, pe mine și pe dumneata. Dacă conștientizăm că există Dumnezeu și că Dumnezeu le îngăduie toate cu scopul să ne facă mai buni, mai aproape de El, să stăm mai aproape de Cer. Dumnezeu zic să ne binecuvinteze. Rămân aici, dorindu-vă tuturora un an binecuvântat de Domnul. Și așa cum am citit aici în cuvântul lui Dumnezeu din Isaia 54. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Dumnezeu are milă de noi, de fiecare. Și în Evrei spune acolo că cu niciun chip n-am să te las. Cu niciun chip nu te voi părăsi. Îți mulțumim, Dumnezeule, pentru promisiunile tale. Amin. Îți mulțumim pentru că ne-ai dăruit încă un an în care am putut ca să intrăm și dorim să te vedem pe tine în toată splendoarea ta. Chiar prin încercările prin care trecem. Chiar prin bolile prin care trecem. Că toate acestea, frați și surori, pe mine și pe dumneatale, ne fortifică, ne face să stăm mai aproape de Domnul, ne face mai încrezători în Domnul, mai puternici, oameni ai credinței, Dumnezeu zic să ne binecuvinteze și să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Amin.